relație de plină cu Dumnezeu. Discutam cu băiatul meu care este în anul întâi la medicină și spuneam, Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Și băiatul îmi spune, tati, am de învățat biologie, am de învățat la biologie și ce fiecare nerv, fiecare cutare, cutare, și zic, păi trebuie să te rogi întâi. Și zice, păi n-am timp să mă rog, am mult de învățat. Și zice, din clasa întâia până acum, până am terminat și liceul, n-am avut niciun B niciodată, numai auri. Și zice, dacă iau B-uri, pierd scholarship-ul. Scholarship-ul este bursa. Facultatea de medicină este extrem de scumpă și bursa contează. Să iei 12.000 pe an cadou de la stat, nu poți să o pierzi, nu? Și zice, pierd bursa, așa, păi te superi. Zice, măi, dacă ești vagabond și o pierzi că nu înveți, mă supăr, dacă o pierzi că ai stat pe genunchi, nu mă supăr. Păi și cine plătește? Zi, las, Domnul va purta de grijă. E adevărat, e mai ușor de zis decât de făcut, nu? Și i-am zis băiatului, trebuie să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Zic, amintește-ți că Avram l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Moise l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc, Iosif l-a pus pe Dumnezeu, David l-a pus pe Dumnezeu și așa mai departe. Toți oamenii de credință din Biblie, bărbați și femei, l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și numai aceia care l-au pe Dumnezeu pe primul loc în viață pot să fie biruitori. Dumnezeu pe locul 2, 3 nu merge. Dumnezeu când vine în inima noastră, dacă mai sunt și alții care stau în gazdă în inima noastră, știți ce face cu ei? Îi dă afară. Dumnezeu nu ia jumătate de inimă, o ia toată sau nu ia deloc. Și ce tati, dar zice, cam când crezi tu că ar trebui să mă rog și să studiez? Că eu nu prea am timp. Păi zic, dimineața. A, ce dimineața, eu mă trezesc pe la 7, mănânc repede, mă uit puțin peste material pentru că am quiz. Quizul e un examen scurt. 10 întrebări, îți dă 2 minute, treci prin ele, răspunzi, gata. În fiecare zi. Din ziua trecută. Deci am quiz, după ce mănânc, mă uit puțin peste materie ca să am materia proaspăt în minte, să iau notă bună, că dacă pierd la quizuri, m-a terminat cu nota. Și zici, ce, dacă mai stau să și studiez, când mai mă uit peste materie? Zici, măi, tu n-ai înțeles. Dumnezeu e pe primul loc. Deci am înțeles, tati, pe primul, dar nu am timp. Știți cum fac oamenii? Da, știu de Dumnezeu, dar știi, stai să spun. Au înțeles, dar n-au înțeles. Și în sfârșit, băiatul a învățat din ce în ce mai mult, dar s-a adăugat lângă biologia aia mare, cât un dicționar s-a mai adăugat și chimia lângă chimie, și așa mai departe. Anatomia și fiziologia umană și tot o dai înainte cu câte materii. La un moment dat îmi dă telefon și zice, tati, spun ceva, dar nu te superi. Nu mă supăr, mă, hai spune. Și am luat 2 C-uri, cred că am pierdut bursa. Făcut așa o pauză, am respirat adânc ca să-mi păstrez răbdarea și zic, de ce ai luat, măi, C-uri? Ce, am învățat tot timpul, dar zice, nu pot, e prea mult. Deci nu te-ai plimbat, vagabond, nu. Dar zic, te-ai rugat, ai studiat? Păi ce, n-am timp. Păi zi, vezi? Păi ce, îți dai seama dacă mai și studiez, mai mă și rog, mai am timp de Biblie, când mai învăț? Într-o zi mă întreabă, ce, la cât vrei să mă scol? Păi zic, trește și tu așa pe la 5:30. Și de mine, la 5:30, pentru un tânăr să-l trezești la 5:30, nu mă trezesc la... Zic, păi dacă vrei să te rogi să studiez, păi ce, învăț până la 12:01 noaptea, dacă mai mă trezești și la 5, când mai dorm? Păi zic, Dumnezeu odihnește oamenii consacrați în 4 ore, ca pe aia neconsacrați în 8. Așa că pot să... Iisus se trezea dis de dimineață și lucra toată ziua. Și nu era obosit, din câte mi-amintesc eu. Și dacă era obosit, tot își făcea treaba. Și băiatul îmi zice, ok, o să încerc, dar să știi că n-am timp. Vă dați seama cum sunt oamenii? O să încerc, dar n-am timp. Poți să le spui orice, trec cuvintele pe aici și ies pe aici. Teoretic, știm de toate. Practic, nu avem timp de Dumnezeu. Și într-o zi îmi dă telefon băiatul și zice, tati, să spun o chestie. Am crezut, cine știe ce am mai făcut asta? A luat vreo notă proastă iar. Zice, uite care-i treaba. M-am rugat să mă trezească Dumnezeu la ce oră vrea El, cum mi-ai spus tu. Și zice, ce, și Dumnezeu ăsta e ce exagerează câteodată. Zic, spune-mă ce vrei. Pe ce, m-a trezit de la 4, auzi, la 4, chiar așa? La 4? Zic, așa, zi mai departe. Zic, asta e începutul, e bine până aici. Păi zice, și mi-am dat seama că eu sunt somnoros și în loc să mă așez lângă pat sau în pat, că adormeam pe loc. M-am dus, m-am spălat pe ochi, m-am pus pe genunchi lângă pat ca să n-adorm și m-am rugat. Știi că te întrebam pe tine, ce te rogi tu atâta, o oră, două la rugăciune, ce tot spui 2 ore, că eu termin într-un minut. Și ce m-am apucat să mă rog așa în detaliu, zice, tati, când a trecut o oră jumate, nu mi-am dat seama, când m-am uitat la ceas, wow, o oră jumate. Zic așa, zi mai departe, zi. Și început să spună, și ce, după aceea m-am gândit eu să mă apuc de învățat sau de studiu. Și tu mi-ai spus că cuvântul lui Dumnezeu vine primul. Deci, m-am apucat să studiez. Deci am studiat, dar nu mult. Deci citeam puțin și mă rugam să mă ajute Dumnezeu să înțeleg, să nu studiez degeaba, așa cum ai spus tu. Și am studiat, m-am rugat. Ce, când m-am uitat la ceas, era 7:30. Am mâncat repede și n-am mai avut timp să mai învăț, așa că am plecat la școală. Așa, zi mai departe, zi. Și zice, păi am ajuns la școală și am dat quiz.
Ce să vezi ce s-a întâmplat. Ce mi-a dat dintr-o lecție care apucase să o învăț bine mai de mult și mi-a amintit Dumnezeu toate denumirile. Pe loc le-am făcut și n-am făcut numai cele 10 întrebări, am făcut și bonusul. Bonusul sunt două întrebări care ți le dăm plus. Dacă cumva nu știi două, ai varianta să recuperezi făcându-le păstea două, să nu pierzi puncte. Ce le-am făcut și pe ale 10 și bonusul și am luat 120%. Ce-ți dai seama? Și i-am spus, Ovidiu, uite care e treaba. Dumnezeu nu o să facă totdeauna așa. S-ar putea să fie zile în care Dumnezeu te va pune în fața unei alegeri. Eu sau școala, eu sau serviciu, eu sau viața. Și martirii și-au dat viața pentru Dumnezeu. Câteodată ai intervenit, câteodată nu. Dar zi, dacă tu ar fi să-ți alegi între 20 de ani de meserie, că vine Domnul curând, nu-i așa? Mai credem că vine Domnul. Dacă ar fi să alegi între 20 de ani de meserie și vreo, să zicem așa, că din infinitate, eu nu pot să zic infinitate, că mintea mea nu cuprinde, dar să zicem așa, 20 de milioane de viață veșnică fericită. Care ți le alege? Păi ce, bineînțeles că le-a 20 de milioane. Ok. Deci și dacă nu răspunde Domnul, tu pierzi serviciul ăsta. Dacă știi eternitatea. Deci zic, înțelegi tu așa în perspectivă? Ce am înțeles, am înțeles. Zic, Domnul te-a ajutat să-ți arate că Dumnezeu poate. Credeți că poate? Absolut. Dumnezeu este stăpânul universului. E Dumnezeul Dumnezeilor. Domnul domnilor, împăratul împăraților. Poate. Dar nu totdeauna va face cum vrei tu. Ți-a arătat ca să ai încredere în El și să-L pui pe primul loc. Frații mei, ce înseamnă a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață? Atunci când Dumnezeu îmi rezolvă problemele mele, asta înseamnă a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață. Cine e pe primul loc când îmi rezolvă problemele mele? Eu! Nu-i așa? Să-L pui pe primul loc când ești ca Iosif, 7 ani în pușcărie și Dumnezeu nu ți-a răspuns. Și rămâi credincios. Ca eu, pierzi tot și rămâi credincios. Vedeți în Efeseni, și o să mergem imediat la capitolul 3, dar înainte de a ajunge la capitolul 3, în Efeseni, în capitolul 1, Pavel zice așa, că ce Dumnezeu, pe scurt, iau așa o recapitulare pe scurt a capitolul 1 și 2 și după aceea mergem la capitolul 3. Să vorbesc puțin de relația cu Dumnezeu. Dacă deschidem în Biblie, okay. În Efeseni, mă duc totuși la capitolul 3 și apoi mă întorc la 1. Capitolul 3, versetul 14. Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui. Ce face un om când își pleacă genunchii? Se roagă, nu? Dar asta facem, la rugăciune plecăm genunchii înaintea Tatălui. Auziți? Din care își trage numele orice familie, în cer și pământ, și îl rog, de ce rugăciune? Și vreau să vă întreb, înainte de a merge mai departe, deci Pavel se roagă pentru credincioși, da? Pentru credincioșii din Efes. Ce se roagă Pavel acolo? Ce cere el lui Dumnezeu? Și rog, și zice acolo, pentru sora Petrica, care și-a pierdut serviciu, îl mai rog pentru fratele Gică, care e bolnav, mai rog pentru fie mea, care nu vine la adunare, și așa zice acolo. Nu e nimic rău, fraților, să ne rugăm pentru nevoile noastre. Nu e nimic rău. Dar Pavel este așa de concentrat pe relația cu Dumnezeu, că deși avea probleme, că era om ca toți oamenii și avea probleme mari, nu? Era vorba de viața lui, viața lui era în pericol. Totuși Pavel uită nevoile lui, Doamne, știi, cezarul ăsta vrea să mă omoare, vrea să mă aresteze, știu eu, uită de el. Până și în pușcărie e preocupat de binele lucrării. Credeți că nu era și el un om normal ca toți oamenii să se roage pentru nevoile lui? Ați fi în pușcărie, n-ați fi tentat să vă rugați pentru libertate? Să fim sinceri, nu? Ați fi bolnav de cancer, nu ați fi tentat să vă rugați pentru sănătate? Absolut. Pavel uită de nevoile lui, uită de nevoile familiei sau rudelor sau prietenilor sau știu eu, vecinilor și se roagă pentru anumite lucruri și o să vedem pentru ce. Dar zice așa, aoleu, am nevoie de ochelari. Zice, iată de ce, iată de ce. Nu poți să începi un subiect cu, iată de ce mă rog, zice, de ce te rogi? Deci iată de ce, în greacă zice, pentru acestea toate, mă rog. Și se referă la capitolul 1 și 2, la ce a vorbit până atunci. Și ce a vorbit Pavel până atunci? Înainte de a citi mai departe, vreau să vedem pe scurt, în recapitulare, de ce a vorbit el până acolo, ca să-i dea motiv de rugăciune. Auziți? Și zice, în general, așa, în scurt, dacă luăm capitolul 1 și 2, în capitolul 1, Pavel, chiar din versetul 3, începe să... Zice, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări fizice, materiale și economice. Așa zice? Cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, spirituale, în locurile cerești. Frații mei,
Avem o tendință în ultimul timp, de când cu criza asta economică, de când și-a pierdut oamenii serviciile, casele, avem o tendință să fim preocupați cu starea economică. Toată lumea de asta vorbește, la asta se gândește, asta vede la televizor, în ziare. Dumnezeu ne-a Doamne, binecuvintează-ne și ne fuge mintea direct la economie. De când mai și vorbim de binecuvântările spirituale? Dumnezeu ne-a iertat, mai apreciem binecuvântarea iertării sau nici nu mai avem nevoie de ea? Mai tratăm păcatul sau lasă-l în pace, că stă bine acolo, nu? Precum săracii au grijă de păduchi. Așa și noi avem grijă de păcate. Fraților, când mai ne ocupăm de păcat? Vrem prezența lui Dumnezeu și prezența păcatului în același timp în inima noastră și să fim fericiți, să avem pace și biruință și putere. Binecuvântări spirituale, iertare. Mai apreciem iertarea lui Dumnezeu pentru care a curs sângele lui prețios. Salvarea, mântuirea. Nu este prețioasă mântuirea noastră? Nu este un dar extraordinar pe care nu-l merităm și nici măcar nu-l înțelegem? Aș putea să trec prin nu știu câte binecuvântări spirituale. Pavel le enumără. Nu cumva am ajuns ca poporul Israel care era stâlpul de foc și stâlpul de nor, nu? Zi și noapte erau cu ei, dar se obișnuiseră atât de tare că după vreo 30 de ani încolo, așa, spre 40 de ani, se răzvrăteau tot timpul. Păi stai mă, frate, Dumnezeu e cu noi tot timpul. Nu cumva am uitat de prezența Lui zi de zi? Le dădea Dumnezeu pâine cerească zilnic. Și ei ziceau, ne-am săturat de pâinea asta. Nu cumva ne-am obișnuit cu binecuvântările Lui Dumnezeu că ne-am săturat de ele și nici nu le vedem? Suntem binecuvântați din belșug. Frații mei, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Care sunt alea? De unde? Care sunt binecuvântările din locurile cerești care le avem noi și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele zilnic? Nu cumva nici măcar nu le mai vedem, nici măcar nu le mai apreciem? Discutam cu câțiva dintre membrii mei și spuneam de câte ori în rugăciune sau cât timp în rugăciune îi mulțumesc Dumnezeu pentru salvare, pentru iertare, pentru mântuire, pentru jertfă, pentru ce a făcut pentru tine. Și la un moment dat le-am amintit ce spuneam psalm, ce și nu uita niciuna. Iar sora îi spune, nu avem nimic de a ne teme sau nu e nimic mai periculos decât de a uita drumul pe care ne-a condus Dumnezeu. Nu e nimic mai periculos decât să uităm experiențele care le-am avut cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a luat de mână. De la naștere, a știut înainte să ne naștem toată viața noastră, toate problemele noastre, ne-a purtat de grijă, ne-a salvat, ne-a mântuit, ne-a iertat, ne-a adus la El, ne cheamă în lucrarea Lui, ne ia la cer, ne-a protejat, ne-a dat mâncare și așa mai departe. Atâtea binecuvântări. Și cum dăm de o greutate, cum ne speriem. Vă spuneam de profesorul băiatului meu, profesorul de biologie, 30 ceva de ani, că și-a luat viața acum o săptămână sau două. Că prea multe probleme. Unde e credința de care vorbim? Avem credință, dar la disperare, gata, intrăm în criză, nu mai știm de noi, ne pierdem capul. Păi credința nu e, frate, când merg toate bune. Credința e când pățești ce-a pățit Iov și spui Domnul fie lăudat. Păi trebuie ori să fii nebun, ori să fii credincios, că nu merge să spui Domnul fie lăudat când pierzi tot. Nu e așa? Ori ți-ai pierdut mințile, ori l-ai găsit pe Dumnezeu, una din două. De aia credința în Biblie e nebunie pentru oameni. E acea pace pe care oamenii nu o înțeleg și nu o au. Acea bucurie, acea relație cu Dumnezeu, acea prezență care îți dă încredere în El când nu înțelegi nimic, când totul merge pe dos. Zici, știu că Dumnezeu știe tot. Știu că Dumnezeu vede chiar acum. Știu că Dumnezeu mă iubește cu o iubire pe care nu o să o înțeleg niciodată. Știu că Dumnezeu are soluție și are putere să rezolve, are înțelepciune destulă și că dacă nu lucrează, așa e mai bine. Doamne, ajută-mă să înțeleg de ce și să învăț ce vrei Tu să învăț. Ajută să fie pentru slava Ta. Mă încred în Tine. Aia e credință, nu? Nu când merge totul bine. Trecem mai departe și Pavel vorbește de aceste binecuvântări cerești, spirituale, pe care noi le-am cam pierdut din vedere. Discutam cu membrii mei din district și, băi, fraților, vine Domnul sau nu vine? Păi, vine. Când vine? Păi, curând. Cât de curând? Păi, ce o mai fi așa? Cine știe? 10, 20 de ani? Păi, frate, dacă crezi că vine Domnul peste 20 de ani, lasă-te de credință, te pocăiești peste 20 de ani. Ce nu, că dacă mor la noapte. Păi zic, ai de gând să mori? Ca să știu să-mi pregătesc o predică de mormântare. Nu, n-am de gând să mor, dar știi că... Păi de ce vii la adunare? Numai că dacă mori să fii mântuit? Lasă de cred, dacă de-aia vii la adunare, renunță. Frații mei, oamenii care n-au nicio credință se uită și știu că lumea asta nu mai poate să meargă așa cum merge, prea departe. Nu vorbim de economie neapărat care e dusă, nu vorbim de cutremurul din Haiti sau știu eu de altceva, în general, sau de poluare, în general, trăim ultimele zile. Iisus vine nu curând, simbolic, a venit, e la uși, e gata să vină, așteaptă după noi.
Dar trăim într-un fel în care felul în care trăim nu spune că Domnul vine curând, ci felul în care trăim spune așa, zicem că Domnul vine curând, dar trăim ca și cum n-ar veni curând. Păi dacă toate astea o sardă, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Nu? O sardă. Dacă ați muncit pentru un apartament, l-ați pierdut? Pentru un job l-ați pierdut? Orice, o să se ducă. Păi atunci ar trebui să ne concentrăm pe căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate, ce înseamnă toate? Toate? Include și nevoile materiale? Vi se vor da pe deasupra, că am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut copilul Dumnezeu cerșindu-și pâinea, nu? Și le spuneam, păi dacă Domnul vine curând, cu ce vă pregătiți voi, Domne? Frații mei, binecuvântările acestea cerești, am început să le uităm. Pavel trece prin ele, zice că am fost aleși, am fost salvați, am fost mântuiți, am fost scoși din lume. Apoi, în capitolul 2, zice, voi ați fost morți în păcatele, în greșelile voastre, în care trăiați odinioară, dar Dumnezeu ce a făcut? Care este bogat în îndurare, măcar că eram morți, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Vorbește de schimbarea și de procesul transformării pe care Dumnezeu îl face în viața noastră, precum olarul transformă lutul. Ne-a luat și prin un proces care de multe ori e ca o operație dureroasă și pe care noi nu o vedem. Noi avem o vedere foarte scurtă, vedem numai o zi, așa, numai un moment. Dar Dumnezeu se urte la pictura de ansamblu și fiecare lucru, nu-i nimic la întâmplare, toate lucrurile lucrează împreună. Fiecare bucurie, fiecare greutate, fiecare zi, fiecare pas, toate lucrează împreună, au un rost. Dumnezeu e la conducere, Dumnezeu este în control, n-a adormit. Numai că noi nu vedem și ne pierdem încrederea în El, în loc să avem încredere și să-L lăudăm. Și Pavel, după ce trece așa și enumără o groază de binecuvântări care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru noi, zi de zi, în sfârșit ajungem la capitolul 3 la care vrem să ne ocupăm și zice, pentru acestea toate, îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu și auziți, și mă rog, ce se roagă? Ca potrivit cu bogăția Lui, nu cu bogăția noastră, să vă întărească Domnul prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. E o rugăciune frumoasă, nu-i așa? Ca Dumnezeu să ne dea tărie. De multe ori merg la adunare și simt așa că parcă e o atmosferă moartă, fecioarele au adormit. Nu? Te duci la adunare, te întorci, parcă așa, n-ai nicio bucurie, n-ai nicio satisfacție, nicio putere, nu vezi niciun fel de explozie, să zic așa, nu vezi niciun fel de schimbare. Nu se mai întâmplă ce se petrecea pe vremuri sau pe vremea apostolilor sau acum 200 de ani, e biserica doarme. Și Pavel zice, măi, voi cei din Efes, dormiți. Mă rog la Domnul să vă dea tărie, dar nu tărie ca să vă luptați unii cu alții, să aveți conflicte. Aia e din belșug, nicio grijă. Să vă dea tărie prin Duhul Sfânt, tărie spirituală, tărie în credință. Vorbind de tărie, vă amintiți? Petru când trecea pe drum și umbra lui trecea peste cineva, ce se întâmpla? Spune că se vindecau bolnavii. Să ai acea tărie încât orice nevoie să poți să acoperi dacă e voia lui Dumnezeu. Prin orice greutate îi trece să ai încredere dacă Dumnezeu a îngăduit-o. Acea tărie să ai pace în orice criză, să ai bucurie, să poți să vorbești cu alții și fără niciun fel de efort, oamenii când te văd să știe că tu umbli cu Dumnezeu, să știe că prezența lui Dumnezeu e acolo. Oamenii nu vin la biserică pentru entertainment, cum ziceți, pentru distracție, că dacă vor distracție dau drumul la televizor și acolo găsesc distracție sau intră pe internet, nu? Nu vin nici pentru informații, că e plină lumea de informații, mai ales pe internet. Oamenii vin la biserică să-L caute pe Dumnezeu. Și de multe ori vin și prind o predică, prind o cântare frumoasă, bune și predica și cântarea, dar nu simt că în sanctuar e o prezență. Noi venim aici în prezența lui Dumnezeu, fraților. Venim aici să ne închinăm, de multe ori uităm că Dumnezeu e aici, ăsta e sanctuarul Lui. Nu-i așa? Venim în prezența lui Dumnezeu. Nu se mai simte acea prezență. Când a venit prezența lui Dumnezeu în sanctuar, zice că slava i-a scos pe toți afară. Nu, numai să fie prezența lui Dumnezeu așa de simțibilă, așa de puternică, încât să-ți fie teamă să te miști. Să zici, Dumnezeu e aici, a venit să mă închin lui Dumnezeu. Să admiri caracterul și bunătatea Lui, să-L lauzi pe Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu și să fii pătruns de prezența Lui. Oamenii îl caută pe Dumnezeu, nu caută informații, nici programe bune. Și Pavel zice, mă rog să fiți întăriți prin Duhul Sfânt, să aveți acea tărie, acea prezență care nu este omenească. Asta e rugăciunea lui, ce ziceți? Nu. Asta e numai un pas, numai o condiție. Pentru că în greacă zice, pentru ca... De ce să ai prezența lui Dumnezeu în tine? Și de fapt aici, dacă vorbim de prezența lui Dumnezeu, de fapt folosește cuvântul dinamis, care avem noi dinamită sau în engleză dynamite, care înseamnă
o putere extraordinară, o putere fără măsură care poate să transforme, poate să schimbe, poate să rupă din loc. Să ai acea prezență care pur și simplu să facă transformări, să mute munții din loc. N-ar fi de dorit să avem acea prezență, acea putere în omul din lăuntru? Nu v-ați dorit dumneavoastră acea putere în viața și în familia și în biserica noastră? Nu zice nimeni, da, nici amin. Ok, mai cu viață, fraților, mai cu viață. Deci, de fapt, această rugăciune, ca Dumnezeu să vă întărească, să vă dea acea dinamită în inimă, nu este un scop în sine, punct și gata. Ci în română, traducerea din română zice, așa încât. Dar, de fapt, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Dar, de fapt, în greacă zice, pentru ca astfel să fie posibil pasul următor. Care-i pasul următor? Pavel zice, așa încât, pentru ca Hristos să locuiască, cum? În inimile voastre prin credință. Deci, pentru ce se roagă Pavel? Ca Hristos să locuiască în inimile noastre. Cuvântul folosit acolo, în engleză este dwell. Cuvântul folosit acolo este, de fapt, katoikeo. Nu este cuvântul din greacă de a locui, ci este altceva. În traducere înseamnă așa, ascultați traducerea, am făcut-o din greacă personal, vreau să vă citesc. Zice, să se mute cu toate lucrurile lui, adică atunci când te muți, pui tot într-un camion, toate calabalâcurile, ți-ai luat tot și casa ți-a rămas în spate, cum? Goală. Să se mute cu toate lucrurile, să locuiască acolo permanent. Ce înseamnă permanent? Că noi, cum locuim noi când locuim în casele noastre? Plecăm dimineața la serviciu și mai venim seara. Deci stăm acolo, dar nu stăm acolo, că jumătate de zi suntem, sau toată ziua, nu? Iisus zice să locuiască acolo permanent, fără să plece, zi, noapte, la două, noaptea, la două după amiază, ziua, nu contează, tot timpul să locuiască acolo, să nu mai plece și să conducă, to govern, să conducă de acolo. Ăla să fie centru, pupitru de conducere. Un cuvânt nemaipomenit ca toicheul ăsta. Deci, mă rog, care a fost punctul 1, pasul 1, condiția 1? Ca Dumnezeu să vă întărească în omul din lăuntru. De ce? Că numai când aveți acea tărie, acea prezență a Duhului Sfânt, Hristos se poate muta în inimile noastre. Și se mută cu tot ce are El. Mută toată puterea Lui, tot ce are, direct în inimă, și acolo rămâne zi și noapte și de acolo conduce. Nu e o chestie nemaipomenită ca Dumnezeu să se mute în inima noastră, în familia noastră, să locuiască acolo? E un lucru de dorit. E o rugăciune extraordinară. De fapt, Moise zice, Doamne, aș vrea să te cunosc, aș vrea să te văd. Nu? Pavel în Filipeni spune, și să-L cunosc pe El. Vă amintiți textul? Dacă Pavel, apostol, care a fost luat în viziune în cer, care a făcut atâtea minuni, care a înființat atâtea biserici și se plânge la sfârșitul vieții că nu-L cunoaște pe Domnul și se roagă să-L cunoască, ce să mai zicem noi, mai fraților? Am impresia că de multe ori, cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât ne credem mai buni și mai sfinți. Spune, este un paragraf în Spiritul Profetic care spune că cu cât ne apropiem mai mult de crucea lui Hristos și admirăm caracterul lui, cu atât mai mult înțelegem starea noastră nevrednică și păcătoasă. Păi asta mă face pe mine să cred că oamenii care se cred sfinți sunt departe rău de Dumnezeu. Că dacă ar fi aproape de Dumnezeu, și-ar da seama că ei sunt nimic. Nu? Și, deci, dorința cea mai fierbinte, de fapt, Biblia spune așa, viața veșnică este ce anume? Ioan 17. Să te cunoască pe tine. Cunoașterea de Dumnezeu. Îngerii care locuiesc în prezența lui Dumnezeu zi și noapte nu se mai satură să-L privească, să vadă cât de bun e, câtă răbdare, cum lucrează, ce minuni face. Uite, ăștia nu-și dau seama acum, dar pentru ei lucrează. Și zic, vrednic, vrednic, vrednic este în El și laudă tot timpul. Vă dați seama, numai să-L cunoaște pe Dumnezeu, numai puțin, numai o clipă, numai o secundă, numai un strop din caracterul și din iubirea Lui. Să contemplăm caracterul lui Dumnezeu. E un lucru nemaipomenit. Asta se roagă Pavel și zice, ca Hristos să locuiască în inimile, să locuiască acolo, să fie împreună zi și noapte, tot timpul. Frații mei, oare asta este rugăciunea lui? Și discutam așa cu unii și cu alții din biserici și când e vorba de cunoaștere de Dumnezeu și de consacrare, unii cred că sunt mai sfinți pentru că zice, frate, eu m-am consacrat așa, aproape tot ce am e al lui Dumnezeu și aproape tot timpul. Vreau să vă spun, fraților, că aproape tot nu e suficient. Dumnezeu nu o să ia un om aproape convertit la cer, sigur. Nu ia decât pe aia care sunt cu totul convertiți. Care sunt aproape convertiți, nu merg la cer. De fapt, un păcătos care e credincios numai 5% și un sfânt care e credincios 95%, ard împreună tot în iad, colegi.
de foc. Păi, așa e, nu? Convertirea ori e 100%, ori e deloc. Dumnezeu nu ia o inimă împărțită. Frații mei, e puțin cam greu, nu? Nu e greu deloc, o să vedem. Auziți, zice, ca Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Vă amintiți cântecul, cum era în română? În engleză este Into my heart, into my... Vino, te aștept, vino... Unde? Să fie cântarea și rugăciunea vieții noastre. Doamne, mai mult decât viața, te rog frumos, vino în inima mea, oricât m-ar costa. Dacă îmi pierd școala, dacă îmi pierd serviciu, dacă îmi pierd viața, te doresc pe tine. Nu-i așa? Frații mei, deci Pavel zice ca Hristos să locuiască permanent acolo. Dar de ce, fraților? Asta e rugăciunea lui? Nu? Asta e pasul 2, ca să poți să mergi la pasul 3. Care a fost 1? Tărie prin Duhul Sfânt. De ce? Ca Hristos să se mute, să locuiască, să poată locui cu noi. De ce? Pentru ca să putem, să vedem cum zice în română, că eu acolo luam în engleză, auziți ce zice. Așa, deci să locuiască inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragostea lui Dumnezeu, numai atunci putem pricepe dragostea lui Dumnezeu, când Dumnezeu se mută în inima noastră. Până atunci vorbim de dragoste, dar nu înțelegem cu adevărat. De aia și avem conflicte, de aia și ne lipsește încrederea. Când avem dragostea lui Dumnezeu, noi avem pace. Auziți, de ce să locuiască inima noastră? Ca să putem pricepe împreună cu sfinții, asta e de dorit. Ca să înțelegem, sfinții înțeleg, să înțelegem împreună cu sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Auziți, frații mei, acolo în greacă, Pavel, când zice lărgimea, adâncimea, înălțimea, lungimea și așa mai departe, zice să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care merge infinit în toate direcțiile. Nu sună frumos? La infinit, nu se termină niciodată. E ceva ce corpul și mintea umană nu o să înțeleagă niciodată și știința umană. Să cunoști dragostea. De fapt, cuvântul folosit acolo când zice adâncimea este bathos. De unde avem cuvântul baie, când îți faci baie. Când eram prieten cu soția mea, Dana, mergeam la ruinele romane din Turnul Severin și acolo ne întâlneam și acolo studiam și ne rugam împreună. Și acolo erau băile romane. O chestie așa făcută cu piatră adâncă și mare, cred că intrau mulți soldați, mulți, să facă baie, puteau să sară frumos, că nu deau capul de pietre, adânc. Și cam asta e cuvântul care îl folosește Pavel, să poți să-ți faci baie încât dragostea lui Dumnezeu să te acopere, să te înconjoare peste tot. Ca atunci când intri sub apă, te înconjoară peste tot, deasupra, dedesubt, în stânga, în dreapta, în față, în spate. Când eram mic, povesteam după amiază la altă biserică, mama mi-a făcut așa o cădiță de tablă galvanizată, o punea în curte vara, punea în ea niște șampon și se făcea așa puțină spumă și mă băgam în apă și stăteam și mă simțeam bine așa la soare, aveam vreo 2 ani și când mi se încinta capul, mă băgam sub apă și ieșeam, mă scuturam și tare bine mă simțeam. E cam așa să te acopere dragostea lui Dumnezeu. De câte ori te încinți prea tare, să te scufunzi în dragostea lui și apoi să zici, băi, ar fi bine să nu mai ies de acolo, nu să stai sub apă, că vă dați seama. Dar să fii acoperit dragostea lui Dumnezeu, să fii înconjurat de dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, cuvântul este bathos. Mi-amintesc odată, eram cu colegii mei, cu verișorul meu și cu încă vreo 2 vecini, mergeam la câmp, la bunici, în afara orașului și am vrut noi să săpăm o groapă să ajungem în Africa sau în China. Că am zis că dacă trecem de mijlocul pământului, poate, dacă săpăm o groapă adâncă, ajungem acolo. Și am săpat noi așa dimineața de pe la 10 până pe la 12 și pe la 12 am avut impresia că auzim voci de chinezi. Dar tocmai a venit mama și ne-a chemat la masă și a trebuit să astupăm groapa aia adâncă. Și mi-amintesc că l-am întrebat-o pe tata, cât e dragostea lui Dumnezeu de adâncă? Mai adâncă decât groapa care am săpat-o noi? Și era vărul meu acolo care era miner și vărul meu zice, hei, e mai adâncă decât mina în care lucrez eu. Dragostea lui Dumnezeu care e mai adâncă decât mina, de fapt mai adâncă decât groapa Marianelor din ocean care e de peste 11.000 de metri, nu? Dragostea lui Dumnezeu e mai înaltă decât dacă te duce cu o rachetă în univers și vezi stelele, zici, și aici este. Și dacă te bagi pe fundul oceanului, zici, și aici este. Și dacă te duci departe de el, și acolo te iubește. Să poți să înțelegi acea dragoste încât niciodată să nu te mai temi, pentru că Dumnezeu te iubește. Frații mei, dar trecem mai departe ca să încercăm să folosim timpul cât mai bine.
Pentru că s-a făcut pauza aceasta. Dacă aveți întrebări de pus, la care se va răspunde mâine la începutul programului, aproximativ 10 minute, ne luăm pentru a răspunde întrebări din sală. Rog frații diaconi să împartă hârtiuțele acestea, le scrieți și le dați la ieșire și în limita posibilităților mâine se va răspunde. Mulțumesc! Deci dacă aveți întrebări, scrieți-le pe o hârtie, că după ce ne uităm pe ele, probabil că nu o să răspundem la toate, unele nu o să le știu, altele nu o să-mi placă, dar la câteva răspundem, dar vă încurajez să le întrebați, să vă spun de ce. Pentru că cel mai plăcut moment este când se pun întrebări. Atunci omul întreabă, și de ce le scriem pe hârtie? Pentru că unii nu se simt bine să le pună verbal. Cel mai mare rezultat în relația cu Dumnezeu este că atunci când întrebăm ce ne doare pe noi, nevoia noastră, nu ce spune pastorul neapărat, care se poate potrivi sau se poate să nu se potrivească. În afară de asta, vreau să vă spun, frații mei, că noi credem că Dumnezeu este prezent aici și că Dumnezeu ne folosește, nu vorbește un om. În cazul acesta, credem că atunci când puneți întrebări și le luăm acasă și ne rugăm peste ele și înaintea lui Dumnezeu căutăm răspunsul, credem că putem să dăm răspunsuri mult mai bune decât dacă avem așa o discuție liberă. Trecem mai departe. Când am spus că nu o să răspund la ele, am glumit. Bineînțeles că încercăm să răspundem în măsura timpului. Dumnezeu este... Ce e Dumnezeu? Definiția lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, este dragoste. Din păcate, noi vorbim mult de iubirea lui Dumnezeu, dar n-am înțeles-o pe deplin și nu o înțelegem pe deplin. Și Pavel vorbește despre această iubire și zice așa: să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece ce anume? Pe cum, frate? Asta e paradox. Asta e contradicție. Cum să cunoști ceea ce nu poate fi cunoscut, ceea ce întrece orice fel de cunoștință? Mie mi se pare că nu face sens. Într-un fel, Pavel probabil că zice să cunoașteți acea dragoste divină, dumnezeiască, infinită, care e atât de mare încât cunoștința umană nu poate, creierul uman nu poate să o perceapă. E mult prea mult pentru creierul nostru. Pe cum să o cunoști dacă e de necunoscut? Nu e o întrebare bună? Păi Pavel tot el spune că Duhul lui Dumnezeu a turnat dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Fraților, noi nu putem prin puterea noastră să o înțelegem. Dar îmi place foarte mult versetul care spune că noi privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, și ce se întâmplă când privim la Dumnezeu? Ce se întâmplă? Suntem schimbați din slavă în slavă, asemenea Lui. Vă spun din traducerea care mă fac singur din greacă. Îmi place să îmi caut traducerile singur și să le analizez. Este un paragraf în Spiritul Profetic care spune așa: cu cât admirăm mai mult caracterul lui Dumnezeu, jertfa Lui, iubirea Lui și ce a făcut El pentru noi, să nu uităm binefacerile, lucrarea Lui, cum ne-a condus, cu cât admirăm ce a făcut El pentru noi, planurile Lui, mântuirea Lui, spune dânsa, fără niciun fel de efort, suntem schimbați din ce în ce în chipul și asemănarea Lui. Nu este o chestie de efort, încerc din greu și e greu, frate, ci este o legătură cu Dumnezeu atât de strânsă, care la piciorul crucii, contemplând caracterul Lui, fără niciun fel de efort, fără să-ți dai seama, ești schimbat încet, 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 până devii tot mai mult ca El și nu poți să pleci de lângă El. Frații mei, de aceea, acea dragoste pe care noi nu o putem cunoaște și înțelege, la piciorul lui Dumnezeu ajungem să o prindem, să o înțelegem. Dar e un lucru extraordinar, auziți, să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. De fapt, în greacă zice, dragostea lui Dumnezeu care depășește orice fel de posibilitate a înțelegerii umane. Nu e frumos? Extraordinar. Dar de ce să cunoaștem? Asta e rugăciunea lui? Care a fost primul pas? Prima condiție? Să fiți întăriți prin Duhul Sfânt. De ce? Ca Iisus să poată să locuiască în inimile voastre. Extraordinar, de dorit. De ce? Ca să puteți să cunoașteți dragostea lui, altfel cum îl cunoașteți decât dacă locuiți cu el, dacă aveți o relație cu el. Nu? Cum îi spuneam băiatului meu, băi, trebuie să-l pui pe Dumnezeu pe primul loc și când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci ai încredere în el și el merge cu tine peste tot. Deci, să fiți întăriți, ca el să locuiască, ca locuind în voi să-l puteți cunoaște pe el și iubirea lui. De ce? Și de-abia după astea trei condiții care sunt necesare și vitale ca să ajungem la rugăciunea lui, de-abia acum vă dau răspunsul pentru ce se roagă Pavel. Auziți pentru ce se roagă Pavel. Dragoste, să cunoașteți dragul Dumnezeu care întrece orice cunoștință. De ce? Ca să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Frații mei, în engleză, de fapt, am analizat mai multe traduceri și una dintre ele, de exemplu, în King James, zice într-un fel, în New King James zice altfel, în New International Version zice altfel, în New Revised Standard zice altfel, dar, ok, am găsit-o. Auziți, în greacă, fiecare cuvânt poate fi tradus de două feluri, în trei feluri, în patru feluri. Eu ce am făcut? Le-am luat toate și le-am pus toate aici și o să vi le citesc toate. Că mie îmi place să le aud pe toate, cam cum ar suna. Și auziți cum sună. Să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, auziți? Așa, așa încât să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ia auziți cum sună. Să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu infinită, care întrece orice fel de posibilitatea cunoașterii umane. De ce? Ca să fiți umpluți peste măsură de dragostea și prezența lui Dumnezeu, încât să dea peste. Să fii umplut cu prezența lui Dumnezeu, încât să nu mai poți să o ții înăuntru, să curgă în afară. Ca Moise, după ce a coborât de pe munte, strălucea. Am ajuns noi, care ne numim copiii lui Dumnezeu, să fim umpluți încât să se reverse peste? Frații mei, așa cum spuneam și o să spun totdeauna cât o-i trăi, oamenii vin nu pentru noi, ci vin pentru Dumnezeu la biserică. Atunci când vor zice, se vede că ăștia umblă cu Dumnezeu, Iisus de fapt spunea că să se iubească unii pe alții cum eu i-am pe voi, atunci lumea va ști că sunt copiii mei. Oamenii trebuie să vadă în noi prezența Dumnezeului Universului și a dragostei Lui în inima noastră așa de puternică încât dă peste. Ori de câte ori acea dragoste nu se manifestă în viața ta sau a mea, înseamnă că noi nu-L cunoaștem, doar cunoaștem teorie despre Dumnezeu. Și demonii știu mult despre Dumnezeu. Dar e una să știi despre Dumnezeu și alta să-L știi pe Dumnezeu și să-L ai în inima ta așa de mult încât să dea peste. Frații mei, dacă Pavel s-ar opri aici, cum poți tu să ai prezența divină? Prezența Dumnezeului Universului, Domnul Domnilor. Când Solomon zice, cerurile nu te pot cuprinde, cu atât mai mult locașul ăsta. Cum poți tu, om păcătos, să ai prezența Dumnezeului, prezența divină în inima ta? Este un lucru extraordinar. Dacă s-ar opri aici Pavel, am ceva de noi. Dar nu se oprește și mă bucur că nu se oprește. Auziți ce zice? Deci așa. Iar acelui care, prin puterea lui care lucrează în noi, poate să ne fac nespus mai mult decât cerem sau gândim, a lui să fie slavă. Deci cine face treaba asta? Ca să avem prezența Dumnezeului Universului în noi. Cine? Aceluia care poate să facă în voi nespus mai mult. Vreau să vă citesc cum sună în greacă, sună nemaipomenit. Auziți cum sună? Ia auziți. Aceluia care prin puterea lui infinită poate să facă, și acum se traduce în patru feluri, și le-am luat toate patru, exceedingly în engleză, înseamnă peste măsură, abundantly, din abundență, supremely, în mod suprem, surpassing, depășește orice fel de măsură și cunoștință umană, aceluia care poate să facă peste măsură, din abundență, în mod suprem, în mod infinit, peste măsură, mai mult decât gândim, mai mult decât cerem, mai mult decât ne imaginăm. Fraților, să facă mai mult decât cerem, mai mult decât gândim, mai mult decât ne putem imagina. Pentru că e Dumnezeu, sigur că poate. A Lui să fie slava. Dumnezeu așteaptă să facă lucrarea aceasta în poporul Lui. Dumnezeu vrea să facă lucrarea, foarte ciudat. Noi nici măcar nu ne rugăm pentru asta, că credem că nu e posibil. Nu se poate cumva ca noi să limităm pe Dumnezeu? Îi cerem așa niște lucruri care știm că le putem face noi și de-aia le cerem Lui ca să le facem noi. Nu face niciun sens. Dacă poți să faci tu, fă tu, frate, nu mai cere lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu ce nu poți să faci tu. Bineînțeles că cerem prezența Lui tot timpul și în ce facem noi, dar cere lui Dumnezeu lucruri mari pentru că e un Dumnezeu mare. Dumnezeu poate să facă mai mult decât îi cerem, mai mult decât gândim, mai mult decât ne imaginăm, mai mult decât putem spera. Dumnezeu poate să facă infinit. De ce noi îi cerem? Zi și noapte, Doamne, vină cu prezența Ta infinită în inima mea. Și locuiești acolo și să nu mai pleci niciodată. Și asta să fie rugăciunea zilnică, în fiecare zi. Doamne, și astăzi, mai mult decât viața, ce este rugăciunea, fraților? Spune că este respirația sufletului. Cât timp poți să stai fără respirație?
Le spun eu când conduc mașina și e frig afară până se încălzește motorul și nu-i scansă, nu-i frig. Știți, când am plecat de acasă erau 0 grade și ca aia e cald. Când pornesc motorul, până se încălzească motorul, se aburesc geamurile, că respiră toți în mașină. Băi, nu mai respirați. Când mi se aburesc geamurile și nu văd. Bineînțeles că asta e o glumă, nu? Auziți, cât putem noi să stăm fără respirație, fraților? Cum se explică că în mod spiritual de multe ori stăm fără rugăciune? Dacă rugăciunea e respirația sufletului, cât timp trebuie să ne rugăm? Păi dacă vrei să nu mori spiritual, te rogi cât timp? Fără încetare. Tot timpul. In, out. Înăuntru, în afară. Tragi prezența lui Dumnezeu, o dai și altora. Tragi, o dai. Tragi, o dai și altora. Tot timpul respiri, nu-i așa? Noi am vrea să dăm fără să tragem. Sau alții să tragă fără să dea, știți? Deci Pavel se roagă pentru ei ca să fie umpluți cu totalitatea măsurii divine, a prezenței divine, auziți? Și nu zice ca să-L cunoască pe Dumnezeu și măsura Lui și bună. Cuvântul nu este didascalo, cunoaștere teoretică, ci genosco, cunoaștere personală intimă prin experiență. Măsura totală, fullness, deci cu totul, toată măsura divinității, toată măsura dumnezeirii să vină în inimile noastre. Un lucru nemaipomenit. Auziți, prin Efeseni 2,8, zice, prin credință, prin har, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, ca să nu se laude nimeni. De multe ori, noi uităm ce poate să facă Dumnezeu și ne bazăm pe ce putem să facem noi și ne mirăm de ce suntem morți spiritual. Frații mei, discutam cu, așa cum stau de vorbă cu oamenii toată ziua, mai din biserică, mai din afară, nu contează. Și le spuneam despre dragostea lui Dumnezeu. Și spuneam, băi frate, dar când vii la biserică trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Și nu trebuie, frate. Cum, atale ca pastor spui că nu trebuie? Zic, nu trebuie. Îl asculți fără să mai spună cineva trebuie să-L asculți. Păi ce, cum? Păi zic, în momentul în care Dumnezeu locuiește în inima ta, cu totul, și inima ta e plină numai cu Dumnezeu, nu mai e loc de nimic altceva, tu crezi că nu-L asculți? Păi cine conduce acolo? Nu? Mi-amintesc că eram mic și mă lua tata când mă înjurau pe la școală că sunt pocăit. Ce, băi, pocăitule nenorocite, începeau să zică cuvinte, veneam acasă plângând, uite ce mi-au zis. Și mă lua tata și locuiam în Chiselef și era vis-a-vis, treceai strada pe calea Târgu Jiului și acolo era cimitirul. Mă lua de mână, hai în cimitir. Și mă punea să mă uit la un mormânt. Mă uitam, zic, ce vrei? M-am uitat. Ce, ia zi așa câteva vorbe urâte de mort. Păi nu, pocă, eu nu vorbesc urât de morți. Dar ce, tu vorbești urât numai de vii? Zic, nu, dar nu zic așa. Hai zi câteva vorbe, nu zic. Hai mă zi. Ziceam, băi prostule. Ce, băi, supără-te pe el. Păi degeaba mă supăr că e mort. Hai mă supără-te pe el. Dă-i un picior. Dădeam un picior. Zice, a zis. N-a zis nimic că e mort. Și tata spunea, vezi, un credincios trebuie să fie mort în Hristos. Să moară zilnic. Cum spune Pavel, am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Păi dacă tu n-ai murit, normal că te superi. Un creștin nu poate să n-asculte pe Dumnezeu, că e mort. Iisus trăiește în el și Iisus face ce vrea el. Nu mai faci ce vrei tu, faci ce vrea Iisus, nu? Asta e o teorie pe care noi o tot vorbim. Dar în realitate Dumnezeu nu s-a mutat în inima noastră. Asta e rugăciunea lui Pavel. Ca Iisus să se mute cu toată dumnezeirea în inima noastră. De fapt, contemplând la aceste cuvinte, am început cu soția să discut puțin de ce ar trebui să fie rugăciunea noastră. Auziți, dacă deschideți în psalm, la capitolul 63, aveți Biblia cu dumneavoastră? Așa ar trebui. Auziți ce zice? Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Cer ajutorul Tău că mi-am pierdut serviciu. Așa zice? Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine te caut. De câte ori ne ducem noi la Dumnezeu și uităm să-L căutăm pe Dumnezeu? Nu e ciudat că la Dumnezeu cauți altceva? În loc să-L căutăm pe Dumnezeu. Zice, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine. Într-un pământ sec, uscat și fără apă. Am povestit la comunitatea cealaltă, eram acum vreo 3 ani în Israel și m-am dus la Masada. La Masada, acolo, vă spun așa pe scurt istoria, când romanii au cucerit Israelul, o grupă de soldați, în jur de aproximativ 200, s-au refugiat acolo pe muntele respectiv și sunt mai mulți munți. Dar este un anumit loc unde muntele nu prea e așa, treptat, înclinat, ci e mai mult vertical. Și e foarte înalt. Eram sus, pe vârf,
Și vreau să vă spun că vedeam jos autocarul, uite așa de micuț, alb, și pomii a palmierii mari, vedeam de parcă era așa niște iarbă, niște tufișuri. Și chioșcurile unde se vând tot felul de minuni acolo, sucuri, fructe, dulciuri, toate alea, niște tarabe micuțe. Frații mei, eram acolo sus, urcă cu telecabina, pentru că poteca e așa de îngustă încât nu poți să meargă doi oameni sau să mergi pe măgar. Cazi în prăpastie. Și atunci, în anumite locuri, trebuie să mergi așa. Deci numai, e loc numai de un singur om. Și merge așa, spirală. Și bineînțeles că eu n-am avut răbdare să cobor cu telecabina, am fost curios și am coborât pe acolo până jos și a fost o experiență nemaipomenită, să nu faceți niciodată așa. Dar am urcat cu telecabina și eu, ca toți oamenii, așa, nu mai zic mai departe. Și după ce am urcat acolo, eram acolo și era soare extraordinar. Erau vreo 120 de grade Fahrenheit, asta înseamnă vreo 46, 47, nu știu sigur, Celsius. Cald, nu era niciun nor, nu adia vântul deloc, nu era apă. Măi frate, eram acolo în căldura aia, parcă eram în cuptor și aerul care respiram era fierbinte. Nu mai puteam, eram topit, mi se uscase și gâtul și limba, nu mai puteam să respir. Și degeaba vorbeau aia și ne arătau că uite, au venit romanii și 5 ani au tot încercat să cucerească locul ăsta și ăia de sus îi omorau. Nu-mi stătea mintea la asta. Ne arătau că au clădit o rampă, că au adus cu sclavi evrei ca să nu-i omoare ea de pe vârf. Au adus cu căruțe, au adus pietre și au tot pus până să, așa de la vreo 2 km începe rampa și urcă până ajunge sus. Și când au ajuns sus, soldații au omorât nevestele și copiii și apoi s-au omorât și pe ei ca să nu-i prindă romanii. Ei, ghidul ne tot explica. Ce credeți că eu ascultam ceva? Nici vorbă. Eram cu ochii pe chioșcurile de jos și mă gândeam, de-abia aștept să ajung jos să cumpăr niște grapefruit juice, că nu mai pot de sete. Mă gândeam la sucul ăla rece, nemaipomenit. David, era în pustia Iudeii, am fost acolo. Nu găsești un fir de iarbă, nu găsești un mărăcine. E o căldură înfiorătoare. Și în căldura aia, uită de necazul lui că era urmărit de Saul, uită de sete, uită de foame și zice, Doamne, mi-e sete, dar te doresc mai mult decât apa. Mi-e foame, dar te doresc mai mult decât mâncarea. Mi-am pierdut serviciu, dar te doresc mai mult decât serviciu. Vrea la să mă omoare, dar nu-mi pasă dacă mor. Un lucru cer de la tine. Vreau să stau cu tine. Te vreau pe tine. Asta e rugăciunea, fraților. Când îl dorești pe Dumnezeu mai mult decât viața. Auziți? Te privesc în locașul tău, în sanctuarul tău. De ce? Să-ți văd puterea, să te cunosc. Să vii în prezența lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L admiri caracterul, să fii conștient că Dumnezeu e aici. Să admiri ce a făcut pentru tine, să meditezi la iubirea Lui, să fii schimbat de prezența Lui, nu de efortul uman. Efortul uman nu poate să schimbe o inimă, numai Dumnezeu poate să facă minunea aceea. Și pentru că noi nu putem să schimbăm și am încercat și n-am reușit, am renunțat. Pentru că noi nu putem să schimbăm pe nimeni, nici pe noi înșine. Auziți ce zice? Fiindcă bunătatea ta, în timp ce îl admiră pe Dumnezeu, începe să-i cunoască iubirea Lui. Ce bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Buzele mele, când începe să înțeleagă bunătatea, zice, buzele mele te vor lăuda. În numele Tău îmi voi ridica mâinile toată viața mea. Gura mea te va lăuda. E o acea bunătate care, când o înțelegi, nu poți să o mai ții înăuntru, se revarsă în afară. Zice, e ca un foc, mă arde, nu poți să-l mai țin, trebuie să spun tuturor. Frații mei, este un paragraf despre profeții care spune așa, aceia care nu spun și altora despre Dumnezeu, n-au fost niciodată convertiți. Atunci când ești convertit cu adevărat, nu poți să nu spui. Când înțelegi cât de mult iubește Dumnezeu lumea, nu poți să nu iubești și tu și să fii nepăsător. E o rugăciune extraordinară. Când te duci la culcare, să te gândești la iubirea lui Dumnezeu. Zici, Doamne, vină cu prezența ta. În mijlocul nopții, dacă te trezești, cum spune el aici, zice, când mi-aduc aminte de tine, în așternutul meu, mă gândesc la tine chiar și în priveghiurile nopții. În mijlocul nopții, să te gândești la Dumnezeu. Când te trezești, să fii cu Dumnezeu. În timpul zilei, cu Dumnezeu. Mergi la serviciu cu Dumnezeu. Mergi la școală cu Dumnezeu. Pur și simplu, când vorbești Dumnezeu, spune ce să spui și ce să nu spui și cât să spui și cum să spui. Ce pași să faci, ce să nu faci. Să ajungi să depinzi cu totul. Prezența și viața ta să fie impregnată de prezența lui Dumnezeu. Ăștia sunt creștinii. Aceia care învață să umble cu Dumnezeu vor fi luați la cer. Care nu umblă cu El aici, nu o să umble cu El acolo. Enoch a fost luat la cer numai după ce a umblat cu Dumnezeu. Ultima generație de creștini, înainte a venit Domnul, va învăța această lecție. Toți din Biblie care au făcut lucrări mari, au făcut pentru că au umblat cu Dumnezeu, nu puterea lor, ci prezența lui Dumnezeu în ei a făcut asta. Nu avem nevoie, fraților, de aceasta. Vreau să vă spun că prezența lui Dumnezeu e mai importantă decât absolut orice în viața noastră. De fapt, în cât este ceasul? Mai avem timp? Că îmi bate lumina și nu văd. 10 minute? E 7, cred că. Până la cât trebuie să țină? Până la
Până la 7. Trebuie să tăiem, trebuie să tăiem. Trebuie să tăiem. Auziți, dacă mă duc în Psalm, cred că la capitolul 27. 27, haideți să căutăm, cred că acolo este, capitolul 27. Deschideți împreună cu mine, repede, așa? Psalm la capitolul 27. Versetul 4. Vreau să vă spun că David, când scrie asta, era încă prigonit de Saul. Și auziți ce zice? Nu, pentru noi e ușor acum să vorbim de David prigonit de Saul. Dar pentru el nu era ușor să fugă prin pustie urmărit de un împărat atât de puternic cu armata atât de mare. Și auziți ce zice? Un singur lucru îl cere de la Domnul. Credeți că n-avea și el altă listă? Și îl doresc fierbinte. Vreau să locuiesc toată viața mea în prezența Domnului. De ce? Ca să privesc frumusețea caracterului Dumnezeu, să mă minunez de bunătatea Lui, să rămân împreună cu El, sub acoperișul Lui. Un singur lucru îl cere de la Domnul. Când e ultima dată când v-ați rugat așa, Doamne? Am multe nevoi. Dar vreau să-ți cer un singur lucru. Să vii cu prezența ta astăzi în viața și în familia mea. Nu e asta rugăciunea care ar trebui să ne rugăm? Frații mei, o să închei, pentru că timpul a trecut. Ați auzit experiența despre Dave Rover? Ok, o să vă spun eu. Dave Rover a fost un soldat american care a fost în Vietnam în război. Și fiind în Vietnam în război, a stat acolo 9 luni și a patrulat cu o barcă, 19 soldați erau în plutonul respectiv, pe râul negru, Black River, pe râul negru. Și după 9 luni de stat în Vietnam, după 9 luni, într-o zi, unul dintre dușmani aruncă o grenadă de fosfor în barca lor, în șalupa lor. Dacă ați auzit, grenadele fosfor sunt cele mai periculoase. De ce? Când explodează, te împroșcă cu fosfor și în prezența oxigenului arde și nu se poate opri, decât dacă e oxigenul. Păi dacă te împroșcă cu fosfor și începi să arzi și nu poți să oprești focul decât fără oxigen, cum e oxigenul unui om? Și dacă e oxigenul, cum mai trăiește? Deci e fără speranță. Well, cineva a aruncat o grenadă de fosfor în barcă și David, când a văzut-o, s-a repezit, a luat-o, s-o arunce în apă, să-i scape pe ceilalți. Și ce crezi că s-a întâmplat? I-a explodat în mână. Când i-a explodat în mână, spuneau colegii lui, soldații ceilalți, că i-a zburat partea dreaptă a capului. Deci se vedea creierul descoperit, au zburat, se vedea ochiul, urechea plutind pe apă. Și a început să ardă. Și ardea tot corpul. Și cum ardea? În durerile alea de ars, ce s-a gândit el? Că sare în apă. A sărit în apă, bineînțeles că sub apă focul s-a stins. A stat el cât a stat sub apă, plin de sânge în sfârșit, și nu mai putea respira, bineînțeles, și a încercat să iasă deasupra. Când a scos capul, ce credeți? În prezența oxigenului, ce s-a întâmplat? Foc, din nou. Când a văzut că arde, s-a băgat iar sub apă și nu putea să mai iasă. În sfârșit l-au scos colegii și așa cu foc l-au învelit cu pături, că prin pătura aia mai trecea aerul, dar pătura strânsă pe el să nu ardă. Zice că l-au dus la spital, era cu totul ars, tot corpul, fața, tot desfigurat, cum te face focul, și fără o parte de cap. Și au fost siguri că o să moară. A stat în spital 16 luni, numai o clipă, nu 16 luni, și nu vreau să exagerez, dați-mi o secundă că scrie aici. Ok. Am greșit. 14 luni, a făcut 16 operații, le-am confundat. A stat în spital 14 luni, a făcut 16 operații. După 16 operații, vă dați seama ce viață. Spune că în timpul ăla cât a stat în spital, a cerut doctorului o oglindă să vadă cum arată. Și doctorul a zis, nu te uita. Ce vreau să mă uit, nu te uita că te sperii. În sfârșit, până la urmă a reușit, a obținut o oglindă și când s-a văzut s-a speriat și ce arăt ca un monstru. Ce mi-e groază să mă văd, mi-e frică să mă văd. Ce dacă m-ar vedea cineva pe stradă, s-ar speria de cum arăt. Cum sunt ars și cum îmi lisesc părți din corp. Ce n-are niciun rost viața asta. Nu mă poate folosi nimeni pentru nimic, nu mai pot să am servici, nu poate să mai mă iubească nimeni. N-am niciun rost în viață. După ce a plecat doctorul și asistenta, a tras tubul care credea el că îl ține în viață, tubul de oxigen, ca să moară, să se sinucidă. Dar în loc să tragă tubul de oxigen, a tras tubul de glucoză, de mâncare. Și după un timp, când vine asistenta, ce băi, tot aștept să mor și nu mai mor. Și a se uită, păi ce, tu ai tras tubul, eu l-am tras. Păi de ce? Păi să mor. Păi ce băi, păi tu l-ai tras pe ăla de mâncare, în loc să-l tragi pe ăla de oxigen. Și ce se pare că Dumnezeu încă n-a terminat lucrarea cu tine. La care el zice, cum poate Dumnezeu să lucreze cu mine? Nu sunt bun de nimic. Și asistenta se uită la el și zice, de-abia acum ești bună. Cât timp crezi că ești bun de ceva, Dumnezeu nu te poate folosi. Dacă înțelegi că nu ești bun de nimic, de-abia atunci Dumnezeu poate să te folosească. Pentru că Dumnezeu nu lucrează prin puterea ta, ci prin a Lui.
Și cât timp tu ești bun de ceva, Dumnezeu nu poate să vină. Și ce, da, dar uite cum arăt. Și ce, păi, tu vrei să spui că Dumnezeu nu te poate iubi pentru că arăți așa? Dumnezeu te iubește indiferent cine ai fi și unde ai fi și cum ai arăta. Și ce, vezi, Dumnezeu mai are planuri cu tine, nu te-a lăsat să mori pentru că te iubește și pentru că are un plan cu tine. La care stai, ce, păi ce plan poate să aibă Dumnezeu cu mine? Uite la mine cum arăt. Și a început să roage, Doamne, dacă Tu poți să mă iubești în halul ăsta și dacă Tu poți să mă folosești în halul ăsta, arată-mi ce să fac. Într-o zi a venit nevasta colegului de pat, care lipsea nu știu ce, o mână, un picior, știu eu. Și când l-a văzut și a scos verigheta, a aruncat-o și că nu pot să trăiesc cu tine în felul ăsta. Și a plecat. Se gândește Dave, când a venit nevasta mea și mă vedea pe mine, cred că se sperie, cred că sare pe geam direct de la etajul ăsta. Și în sfârșit, trec câteva zile, o săptămână, două, află nevasta că el e în viață și vine să-l vadă. Și când îl vede, Dave își acoperă capul cu pătura. Și nevasta zice, dă pătura la o parte să te văd. Și zice, nu, că te sperii dacă mă vezi. Dă pătura, nu, că dacă mă vezi nu mai place de mine, că n-arăt bine. Și nevasta zice, nici când m-am măritat cu tine n-arătai bine. N-ai arătat bine niciodată. Nu te-am luat că ești bărbat bine. Te-am luat că ești bărbat bun, că ai o inimă bună. Și ce, chiar ce ai făcut tu ca să salvezi colegii tăi? Îmi spune că tu ai o inimă extraordinară. Așa că te iubești și mai tare. Și dă-ți pătura la o parte. Dă pătura la o parte. Și mai mă iubești? Și ce, bine ai venit acasă. Bineînțeles că te iubesc. Și l-a pus în numele cărții care a scris-o el, Welcome Home David. Bine ai venit acasă, David. Zice, bine ai venit acasă. Bineînțeles că te iubesc. Acum te iubesc și mai mult. Pentru ce ai făcut? Și spune David, zice, în clipa aceea am înțeles că iubirea lui Dumnezeu poate să te iubească indiferent cum ai fi, cum ai arăta și poate să te folosească indiferent. Eu am o vorbă, dacă Dumnezeu a folosit o măgăriță, păi poate să folosească chiar pe oricine. Nu? Iubirea lui Dumnezeu poate să te folosească indiferent cine ai fi. Dumnezeu te iubește mai mult, mai adânc, mai înalt, mai lung, mai lat, mai gros decât poți să-ți imaginezi vreodată cu înțelepciunea umană. Nu e păcat să pierdem iubirea Lui? Când Dumnezeu vrea să-și toarne toată prezența și iubirea Lui în inima noastră și să ne folosească și să ne mântuiască și să-i salveze și pe alții prin noi. Aici nu e vorba de o teorie, de o doctrină. Aici e vorba de prezența Lui Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi. N-avem nevoie asta? Nu e altă nevoie mai mare, fraților. Nu există nicio nevoie mai mare decât asta. N-ar trebui să fie prima prioritate în viață? Deja când spui prima prioritate e pleonasm, dar ca să subliniez cât de important este. N-ar trebui să fie numărul unu, căutați mai întâi. Welcome home, David, nu? Deci atunci am înțeles. Am ființat Dave Rover Evangelism Association, asociația evanghelistică a lui Dave Rover, și se ocupă numai de oamenii care cred că nu pot fi iubiți, nu pot fi folosiți. Îi cheamă și le spune, nu știe mai mult, nu știe teologie, le spune povestea lui. Asta n-am povestit nicăieri. Într-o ședință în care le povestea la ceilalți ce a făcut Dumnezeu pentru el și că Dumnezeu iubește și pe ei, i-a căzut urechea de plastic jos și toți zic, și a pus-o repede la loc și toți și ce vezi? Dacă Dumnezeu mă repară pe mine, zice, bă, poate folosi și pe voi. Așa le-a zis, că ce, uite ce repede, gata, s-a rezolvat. Frații mei, aș vrea să, este 7:10, n-aș vrea să abuzez timpul, vreau să vă spun că începând de mâine seară, mâine seara este la ora 6, iar de luni înainte este la ora 8. O să tratăm, și poate că vă speriați, cele 10 binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că foarte mulți își imaginează că ascultarea de Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, să a sluji lui Dumnezeu, sunt niște chestii grele. O să vedeți că, de fapt, nu litera, ci spiritul la care ne cheamă Dumnezeu aduce binecuvântare, pace, prezența, iubirea, fericirea lui Dumnezeu în viața noastră, în orice situație. Vreau să tratăm dintr-un punct de vedere, dintr-o perspectivă nouă, dintr-o perspectivă în care vedem iubirea lui Dumnezeu în fiecare pas, în fiecare secundă, în fiecare moment, în viața noastră, prin orice am trece. Vă invit să veniți, să aduceți și pe alții care credeți că au nevoie de această iubire, să vă rugați ca Duhul lui Dumnezeu, pentru că numai Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze, să facă această transformare în viețile noastre și nu numai ale noastre, ci toată zona asta, să ia în ghilimele foc, adică nu foc, ci foc de iubirea lui Dumnezeu, să fie pătrunsă. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.